ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Sunt Camelia Sacchetti, vă salut cu drag și vă invit în fiecare zi de marți la ora 16 la Panoramic. Ce este Panoramic? Este o emisiune marca Giurgiu TV cu teme diverse din domeniul social, cultural, cu accente pe divertisment, care să ne dea apă la moară atât mie prezentator, cât și invitaților și, de ce nu, vouă celor de acasă, la numărul afișat pe ecran. Ei bine, orice început este greu, trebuie să admitem. De foarte multe ori fiecare început are o poveste care pare așa demnă de spus urmașilor. Sau de multe ori începe cu pur și simplu întrebarea cine a fost mai întâi, oul sau găina? Ei bine, întrebarea aceasta destul de enigmatică nu a fost nici până acum rezolvată nici măcar de cercetătorii britanici. Dar dacă tot am ajuns la capitolul întrebări, putem să mai punem încă una neaușă românească de-a noastră. Unde dai și unde crapă? Asta nu înseamnă că noi vrem la acest început de emisiune să nu știm cumva unde vrem să ajungem, că știm. Important este că la această întrebare unde dai și unde crapă putem să răspundem în felurite moduri, dar mai întâi trebuie să știm la ce ne referim. Imediat vă spun. Având în vedere că luăm această întrebare și o plasăm în, să spunem, afaceri, dragoste, politică, planuri de vacanță, putem să spunem că am ajuns eventual într-o garanție a retoricii absolute. Ei bine, dar dacă ținem seama că întrebarea se referă la cum am ajuns să fim ceea ce suntem în ziua de astăzi și ne raportăm la, știu eu, cumva visuri, dorințe, muncă, noroc. Ei bine, atunci putem să spunem că am ajuns ceea ce suntem în funcție de ceea ce am reușit să fim cu toate celelalte cumulate la un loc. Ce vă dorea să fiți când erați mici? Ce ați ajuns astăzi? Cum? De ce? Iată tema emisiunii. De asta am pus întrebarea unde dai și unde crapă. Întrebare neoșomânească pe care încercăm să o întoarcem pe toate fațetele cu invitații mei de astăzi, pe care imediat o să vei și prezint. Zi de dimineață, m-am spălat pe față și am venit la matinal la David Emanuel. Astăzi, la bună dimineața, am avut marea onoare de a fi invitată colegului meu, din nou colegul meu, David Emanuel, pe care îl salut cu drag pentru că știu că se uită la mine dacă nu vine între timp la butoane. Vino la butoane, Emi. Dacă am făcut un preambul și deja cei care au fost mai matinali deja au aflat cine sunt invitații mei de astăzi, pentru cei care nu au prins momentul, am plăcerea să vi prezint pe Emma Ștefan și pe Tavi Colin. Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, succes în prima ta emisiune aici la TV Giurgiu. O să-mi purtați noroc. Sperăm că de asta am venit aici și vreau să spun că îmi place foarte mult tema emisiunii, cel puțin prima temă pe care ai abordat-o și abia aștept să vorbim pe seama ei. Vreau să spun, pe lângă cele două nume pe care le-am menționat, deja bine cunoscute, că fac parte, dacă nu greșesc, din proiectul Tavi Colin Band, da? Da. Despre care proiect mai vorbim pe alocuri. Poate mai și cântăm, că cu asta se ocupă invitații mei de astăzi. Nu știu ce și-au dorit în schimb să fie când erau mici. Cu cine să începem? Să nu dăm cu bani. Cu cine vrei? Eu îmi doream să fiu doctor veterinar, dar nu mi-ești. Deci trebuia să prezint pe domnul doctor veterinar și pe domnișoara sau doamna, cum? Eu unde am dat, acolo a crăpat. Da? Deci la mine este foarte clar, eu mi-am dorit dintotdeauna să cânt și iată că asta fac și în prezent. Deci eu am avut un vis și cred că mi l-am dus la bun sfârșit sau cel puțin am încercat sau sunt pe drumul cel bun. Ce a fost cel mai mult? Care dintre ingrediente a primat? Norocul, tenacitatea, talentul?
Dacă e să vorbim în contextul actual, talentul nu mai este obligatoriu acum, știi? Pentru că e așa... Sau poți să ai și să da. Ai degeaba. Că eu cred că este un amalgam din ăsta foarte bine pus la punct, unde trebuie să le ai pe toate, și talent și trebuie noroc. Să ai din toate astea cât un pic și foarte muncitor. Și trebuie să muncești foarte mult. Trebuie să muncești foarte mult. Cum a fost la tine? Cum ai ajuns de la meseria dorită de medic veterinar la cea de artist, de manager de proiecte de muzică? Păi la mine a fost simplu, că atunci când aveam... Pe vremea când încă îmi doream să ajung doctor veterinar, pentru că atunci când eram mic creșteam, fac o paranteză, creșteam foarte multe animale ciudate, șerpi, șopârle, melci și așa mai departe. Da, adoram tot felul de melci pe culori, pentru că eram mic și nu știam așa diferite specii de melci. Eu îi adoram pe culori și șopârlele la fel. Am disperat-o pe iata mama, Dumnezeu să ierte, dar m-a încurajat și m-a lăsat în pace să-mi cresc porumbei, să cresc pisici, câini și așa mai departe. Și pe vremea când încă îmi doream să fiu medic veterinar, mai visam că o să fiu medic veterinar. Până când a durat? Până pe la vreo 14 ani. Pentru că atunci am ajuns în prima formație de profesioniști, care se chema Heviton la Târgu Jiu. Aveam doar 14 ani, dar ei aveau 25, așa vârsta. Și ziceau ei că sunt talentat, mă rog, eu cântam de mic, am făcut școala de muzică, vioară, pian, canto și așa mai departe. Abia atunci am înțeles, pe la 14 ani, 15 exact, ce înseamnă să cânți și să fii artist pe o scenă. Pentru că la Târgu Jiu, mă numesc în fiecare oraș din România, erau tot felul de festivale astea, cântarea României. Și eu am ajuns până la faza pe țară, chiar am luat premiu, cântarea României. Deși eram un puști, eram un copil. Și de atunci am început să o țin chestia asta cu cântatul. Între timp am făcut și o facultate de drept, dar nu m-a ajutat foarte așa, tare. Așa, așa, că deja nu, ea a făcut o facultate de drept. Păi cum? Ea da. Altă profesie prin care erai cât pe să... Am și să lucrat treci? Avocat vreo un an jumătate la un maestru, dar mi-a trecut. Pentru că trebuie să stau până la 1 noaptea să citesc dosare. Și cu vocea hârțoage. Ta să spui... Avocat, inculpat, treci la bară... Dar știi că am avut o altă problemă, apropo, trecem de la una alta foarte repede. Odată, un echipaj de poliție mi-a luat permisul. Am avut cu, nu știu, câți kilometri mai mult. Și m-am dus și am dat în judecată. Și când m-am prezentat la, așa, să-mi iau permisul la proces, este primul proces, sper și ultimul, la care am participat, ca să văd ce se întâmplă, de fapt, în realitate. Și... Vorbeam atât de tare încât judecătorul s-a ridicat și mi-a zis sfidați cumva curtea? Zic nu. Vă rog frumos să folosiți un ton mai decent. Zic îmi cer scuze. Da, deci procesul deranjeam. În cele din urmă câștigat sau? Da, am câștigat. Ah, fi ok. Și deci mi-am luat permisul înapoi. Mai tare din, de acum colo și mai tare și mai tare. Da, știi de ce am câștigat procesul? Pentru că ai fost un bun avocat? Nu. Te-ai documentat? Pentru că... Ei cântat la sfârșit o melodie. Poliția din România încă mai are de învățat foarte multe lucruri. Ah, ai găsit acolo ceva? Nu, nu, nu. Era... Eu îi spuneau, îi spuneau aici, că am depășit pe o linie continuă, dar era... întâmplarea face că i-au pus niște poze în care nu se vedeau marcajele. Ah, am înțeles. Deci ai... ai ieșit cu... Am câștigat. Mi-a luat permisul înapoi. Ah, foarte tare. Deci chiar nu mi te imaginez în robă și în, sau mă rog, în postura de avocat. De dar, ce? Nu știu, pentru că te văd artist, pentru că te văd pe scenă și deja nu mai am, n-aș mai putea. Dar să știi că mai dau consultații așa, mai ajut pe unul pe altul cu o idee, cu o părere, chiar și pe Emma. În contract, adică asta, nu... Asta e bine de notat, uite, să ținem aproape, că nu se știe ce probleme avem vreodată, te luăm avocatul emisiunii și așa căutăm unul, apropo de avocatul emisiunii, pentru că o să avem și teme de genul ăsta la un moment dat. E, o să imitați care profesează și care stăpâneți foarte... codul... deci toate normele astea juridice s-au schimbat, să știi, de ani de zile s-au inventat o felul de da.
chestii noi. Și trebuie să ne aliniem și noi la... Tot timpul sunt reglementări. Acum avem reglementări din Uniunea Europeană, e altceva față de ce am învățat eu. Este ca și medicina, ca și... probabil ca și muzica, de ce nu? Normal. În care tot timpul trebuie să te upgradezi. Ce mai, te-aș întreba cu ce mai e nouă muzică, mai degrabă aș întreba-o pe Emma, că ea tot se spune că a studiat încă de mică, că a avut această pasiune încă de mică și a trecut prin etapele astea. Adică la fel se mai face acum la școala de muzică aceleași metode, pentru că acum am înțeles că sunt niște școli cu testare înainte pentru auz. Da, pentru așa se... Când te duci să te... nu știu cum. Da, clar, ca să te primească la o școală de muzică, vorbim așa la faza incipientă, clar că ei trebuie să-ți dea anumite teste foarte ușoare, dar să-și facă o părere dacă se poate lucra cu tine, unde te clasezi ca și nivel de talent și așa mai departe. Iar în ceea ce privește orele de tehnică vocală, într-adevăr, bineînțeles că s-au upgradat și ele și s-au îmbunătățit și așa mai departe și toată lumea învață și studiază bine. Totul este luat de afară, că de acolo e, acolo se dă ora exactă. Spune-le că noi și acum facem da, anumite... clar, un profesor de canto este nelipsit din viața unui artist, indiferent. Noi și acum ne upgradăm tehnic, vocal. Exact, ceea ce spuneam. Și ai pierdut probabil din... tainele meseriei de avocat, acum trebuie să o ții pe asta, gata. Da. Mâine, păi bine, să nu spui că te faci neurochirurg, că nu mai gata, ajungi. Nu, neurochirurgii cred că sunt singurii profesioniști care învață toată viața până mor. Ei află, da. Pentru că ei lucrează cu oameni și viața unui om e mult mai important decât o chitară. Dacă se strică sau se arde un computer, asta e simplu, îl locuim. Revenim la subiect, apropo de ceea ce povestea Emma cu vocea dulce și suavă, chiar îi spuneam înainte de a intra în emisiune, că îmi place tare mult vocea ei, răgușeala aceea ușoară din voce, care e... Nu e bună, este obosită. Da. Nu e bună răgușeala. Și mai ales asta te admir, așa obosită. Da. Eu am o voce gravă, într-adevăr. Bine, acum sunt, într-adevăr, un pic mai răgușită, pentru că am venit după un weekend foarte tumultos. Dar de regulă am o voce gravă greu. Și da. De multe ori lumea mă întreabă cât fumez. Și eu zic, nu fumez. Și dimineața eram răgușită și nu mai îmi plăcea pentru că mă durea în gât. Îți dai seama, am mâncat rece și din cauza asta. Deci nu. A de menționat că durerea în gât a cântăreților nu e similară cu durerea în gât a unor oameni obișnuiți care fumează sau pierd o noapte. Sau, deci totuși tot altceva. Se ajunge la probleme grave. Noi... obosim la corzile vocale, durerea în gât la oamenii obișnuiți poate proveni doar la o simplă răceală. Și atâta tot. La noi e mai complicat puțin. Dacă se inflamează corzile vocale, e grav. Da, da, știu, sunt... Sau laringele, sau... Sunt și operații care... Bine, noi fumăm la rândul nostru așa... Pasiv. Dar nu e bine. Nu, fumăm pentru că atunci când mergem în cluburi sau discoteci sau exceptând locurile de afară, concertele de afară de pe scenă, peste tot se fumează. Lucru pe care eu personal l-aș interzice totalmente, așa cum este în Europa. Și cred că o să intrăm, să ajungem. Păi și pe la noi a devenit cât de curând. Mai da. Să... Sunt oameni, jumătate din oamenii dintr-un club nu fumează. Și fumează de la ceilalți care fumează, de la cealaltă jumătate. De aia care fac economie, adică de ce să fumeze pe banii lor? Fumează de la fumul celorlalți. Da, fumează de la ceilalți. Noi nu agreiem chestia asta cu fumatul, dar... fumăm pasiv și nu este ok. Nu, vreau să spun că după o noapte pierdută și cântată, muncită într-un club, venim foarte obosiți acasă. Și... Obosea la corzi, practic, știi, nu da. Fizică. Nu face bine. E un risc pe care ne-l asumăm, dar e un risc gratuit, pentru că noi nu suntem de vină că cei de acolo fumează. Apropo de tema emisiunii, știți că sunt mulți din cei mici care spun la întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare, musafir. Poate ori fi și vreun copilaș 2-3, Doamne ferește, care să zică vreau să mă fac fumător. Nu e meserie și nici nu e bine. Dar noi am fost, eu mai ales, cu un coleg de-al meu, cu Răzvan Albu, pe stradă, prin Giurgiu, și am întrebat oamenii ce voiați să vă faceți și ce ați devenit? Ce voiați să vă faceți când veți crește și ce ați devenit? Haideți să vedem ce ne-au răspuns giurgiuveni.
Dar eram mică deja. Nu știu dacă are importanță acum. Casier. Aviator. Adică mai mult la parașutismul sportiv. Și ce ați devenit? Profesoară de fizică și chimie. După 14 ani am renunțat la învățământ, am lucrat în industrie ca inginer. De mic copil trăgeam cu pușca, cu pistoale, cu toți, de toate drăciile, că le aveam în casă. Vânător. Tata mare. Și mă punea să-i fac alice, toată ziua îi făceam, el era primar. Și asta făceam când eram mic. Și mă duceam acolo la Cantemiro. Și mă duceam la Șira cu Fân, unde era păsărul mamare acolo, și trăgeam două focuri și le găsea dracii, le scoteam ochii, le rupeam gâtul. Și zice, băi, Cristache, amărâtul ăsta mi-a împușcat palea de sămânță. Ce-ați venit interior? Da, asta plăcerea am avut. Ce și... meserie ați avut apoi? Șofer la partid. La secretarul Sava am fost lucrat cu el. Să fiu adult. Și altceva, ca și profesie? Dacă se putea, un om mare. Dar nu s-a putut. Bine spus. Și da. Până la urmă, ce ați profesat în viață? Meseria pe care am învățat-o. Ce anume? Adică tâmplar. Medic. Și ce ați profesat ulterior? M-am reorientat ulterior spre un profil uman. Nu, cu totul altceva. Puteți să ne spuneți? Lucrător comercial. Gimnastă. Și ce ați ajuns? Am făcut gimnastică. Performanță? Da. Putem să știm ceva, date? Da. În 72, locul 3 pe țară. Puteți să ne spuneți și numele? Bora Claudia. Președinte, bineînțeles. Și ce ai ajuns? Ce ești? Momentan nimic, student. Unde? La o școală de hairstyle. Și ce-ți dorești să fii? Hairstylist? Da. Profesor. Și ce ai ajuns? Profesor. Mulțumim. Ce întrebare îmi puneți. Ce să zic? Nu știu. Nu mai aduc aminte. Puteți să ne spuneți ce meserie aveți acum? Acum sunt casnică. Om mare. Om mare? Da. Ce anume? Atât. Păi, eu știu. Nu știu ce să spun. Ce meserie ai practicat sau ați practicat la un moment dat? Sunt croitoreasă de când mă știu. Merge, mai merge croitoria? Merge, merge, da. Sunt deschise aveți comenzi. Multe. Educator. Și ce ați ajuns? Muncitor într-o fabrică de patiserie. Îmi doresc cântăreață. Cântăreață? Da. Ce muzică vrei să cânti? Populară, ușoară? E la ușoară. Pian. Da, e la Pian. Pian. Da. Am avut concert. Cum te cheamă pe tine? Isabela Maria Popescu. E pentru cine se pregătește sau pentru cine se nimerește. Discutăm acest subiect astăzi la Panoramic cu Emma Ștefan și Tavi Colin. Ne-am amuzat pe timpul materialului, având în vedere că toți copilașii vor să cânte, că e un miraj, un sindrom, nu știu cum să-l mai denumim. Pentru că subiectul ăsta este zilnic în tot felul de emisiuni de specialitate. Se vede zilnic la televizor chestia asta cu cântatul și... N-ar fi rău să devenim o țară de cântăreți așa în câțiva ani. Cum suntem? Sunt destule emisiuni pe tema asta. Nu-i rău, nu-i rău. Nu, decât să devenim o țară de pensionari sau o țară de șomeri, mai bine să devenim o țară de cântăreți. Să fie petrecere. Să fie o petrecere continuă așa. Fiecare zi. Da, una peste alta. Până la urmă, nu este, eu știu, așa de mare problema dacă te apuci și faci și când ești mic, canto sau eu știu ce sport sau pictură sau ceva, te lași, te apuci de altceva eventual, pentru că acele lucruri pe care le-ai învățat la un moment dat în viață îți pot folosi la un moment dat. La un moment dat, chiar dacă nu te apuci să faci nu știu, să faci o carieră din muzică, totuși un simț artistic îl ai, o experiență de toți copiii până la o anumită vârstă au un simț artistic. Și sunt acum maleabil depinde, și muncesc. Sunt maleabil și le place să muncească în domeniul respectiv. Problema este cât de multă atenție le dau părinții și cât de mult le educă acest spirit creativ. Trebuie educat. Trebuie să stai cu copilul, să pierzi timp, să-ți dedici o anumită parte a timpului pentru el ca să poți să-l... Eu pe filmele, de exemplu, l-am dat la not, l-am dat la fotbal, l-am dat la de toate. Cântă. Îi place să deseneze, cântă, este la, în grupul la Andante
Au și avut foarte multe spectacole de o perioadă, de un an de zile, așa. Ce vrea să se facă când va fi mare? Complicat. Așa vrea să se facă? Nu, nu, e complicat ce am să vă spun acum. Vrea să facă mecanic de locomotivă, deocamdată. A trecut de la faza cu dinozaurii, când vrea să meargă după ei, după urmele lor, de fapt. Da, vrea să fie să caute, deci și-a dorit să fie cercetător, să caute fosile de dinozauri și ouă. El crede că undeva sunt niște ouă de dinozauri în care o să iasă niște pui. Foarte și interesant. La 7 ani ce poți să crezi? Foarte interesant. Inclusiv această imaginație debordantă, cred că are la bază tot un simț artistic, că imaginația trebuie să vină de să creezi, nu? Nu ți-am arătat pictura cu casa. Deci el s-a dus la grădință și l-a întrebat educatoarea, la after school, de fapt, că e în clasa întâi. Și l-a întrebat, fiecare poate să picteze ce vrea, tu ce vrei. Ce vreau să pictez casa mea. Și am avut un șoc, pentru că mi-am dat seama că are o imaginație foarte bogată. A pictat casa noastră cu alei în verde. Stai, cu acoperișul, exact unde-i plasat dormitorul lui. Deci în casă a schițat, culmea pentru un copil de 7 ani, mi se pare destul de complicat. El a plasat în casă, din memoria lui vizuală, a plasat în casă exact locul unde este dormitorul lui. Și cu holuri, pe unde vine câinele și se joacă terasa. Nu e rău. Și așa mai departe. Dar a păstrat culorile, asta e foarte important. A păstrat culorile pe diferite spații pe care le avem acasă. Și am rămas șocat. Deci a făcut aleea cu verde pe care o avem în Oricum, curte. El este un copil cu un simț artistic foarte dezvoltat. Deci, clar, asta e... Da. Bine, acum nu ne-am întâlnit ca să-l lăudăm pe Fimiu. Dar vreau să spun că toți copiii, observ celălalt copii, alți colegi ai lui, vreau să spun că bate foarte bine la tobe. Nu mi-am imaginat vreodată că... Bine, dacă sper să nu se facă toboșar, pentru că atunci când o să crească mare, o să mă înjure și o să mă certe. Deci nu l-am dat la flaut. Flautul e un instrument dat, poți să-l bagi în sân și pleci cu el. Dacă o să-și care tobele, o să mă certe, bă, bine, n-am mai lăsat să bala tobe, frate. Lăleș pe la chitară, mă rog, e ok, e în regulă. Deocamdată nu pun o mare presiune pe el, dar de menționat că are un simț artistic foarte dezvoltat și el și colegii lui cu care eu iau contact foarte des. Pentru cred că toată generația asta a lui e... O să fie, dacă alege să facă percuție și să meargă pe... Nu, dar cântă foarte bine din gură și are ureche muzicală foarte... Vorbeam de testele de mai devreme pentru copii. Când l-am dus la grupul Andante, l-a dat test. Cum cântă, dacă aude și dacă poate reproduce. Da. Vorbesc de avea 6 ani. Și e solistul grupului Andante. Unul dintre ei, că sunt mai mulți acolo. Și memoria auditivă. În cât timp învață un cântec? Nu, deci aproape... În câteva minute. Instantaneu. Deci în câteva minute învață. Probabil că copiii din ziua de azi, datorită cumului de informații pe care nu l-am avut, că noi nu știam ce la un computer, de exemplu, sau, mă rog, diferite alte aspecte. Exact ce spuneam mai devreme. Da. Tehnicile sunt un pic diferite. El și colegii din clasa lui sunt un burete de informații. Trag tot, deci aspiră tot. Vreau să spun că învață, deci eu învăț un cântec foarte greu. El învață un cântec în câteva minute, pe de rost. Și m-a uimit că la vârsta de 7 ani citește în timp ce cântă. Asta e foarte greu. Deci el citește versurile în timp ce cântă. Cântă e ca atunci când știi o limbă străină foarte bine și poți să citești să-ți traduci, adică da, nu deci mai ai el... nevoie să ții... Mă roagă, scoate și mie textul că vreau să cânt. Păi zic, a, tu nu înveți așa pe de rost? Nu, și el citește. Deci citește în timp ce cântă. Lumea poate să... ca un profesionist. Lumea poate să creadă că, ai mă, toți copiii citesc. Da, dar nu citește în timp ce cântă. Ce primează totuși? Unde crezi că ai avut mai mare șansa să fii astăzi ceea ce ești artist?
de la noroc, de la... De unde ți-a tras? De la oportunitate? Ai muncit mult? De unde? N-aș vrea să fiu ipocrită să spun că nu am avut parte de noroc. Ba da, eu am avut parte de noroc și de oportunități și de o gașcă de oameni care m-au condus indirect unde sunt acum. Iar unde sunt acum sunt foarte bine și foarte fericită, chiar dacă nu sunt nici la, măcar la jumătatea drumului. Deci, dar toate lucrurile acestea s-au construit și au avut un fundament, munca. Pentru că, da, ok, am avut oportunitate să cânt cu Tavi, de exemplu, dar dacă n-aș fi muncit, el mi-ar fi zis... N-ai avea nicio șansă, eu sunt foarte drastic, de asta nici nu predau lecții. Toată lumea mă roagă să dau lecții de canto. Am crezut că da. Nu! Eu zic. Pentru că din 10 copii, nu știu dacă aș accepta, poate ești unul. Ești rău? Nu, sunt foarte drastic. Este foarte la meserie. Pretențios. Sunt foarte pretențios. Și dacă ea n-ar fi avut talent... Deci tu îți dai seama, ca să înțelegi cum stau lucrurile. Eu cu el în casă plătesc un profesor de canto. Deci cam așa. Nu mă umește, nu mă umește. Chiar vorbeam la un moment dat cu o profesoră de pian din Giurgiu și pot să-i și dau numele și salut pe această cale, doamna Mariola Danilov, pe care am avut plăcerea la un moment dat să o am invitat într-o altă emisiune. Îmi povestea că fica sa, care a moștenit talentul și care cântă la pian, nu face cu dânsa pian, ci cu un coleg de-al dânsei, pentru că nici nu e recomandat. O ia ca pe mama, nu ca da, pe doamna se profesoară. Se răsfață, și... nu ascultă, las că fac eu. Deci nu cred că este un caz singular și nu mă uimește, pentru că am mai auzit povestea. Dar eu dacă îi spun ceva... La modul serios, începe să glumească, râde și zic, îmi pare rău, n-am cum să lucrez cu tine. La tine care a fost declicul? Unde, când a fost momentul în care ai apucat muzica cu chitara, cu tot, până la capăt, până în ziua de astăzi? Repet, la 6 ani am făcut școala de muzică. Declicul ca să devii celebru. Da, da, și tatăl meu și mama mea și-au dat seama că un copil trebuie să încerce în mai multe domenii. Să vadă unde e talentat. La sport, am fost la Pandurii, Târgu Jiu, am jucat fotbal, m-a lovit unul cu mingea, am plâns 2 zile. Oh. M-a lovit cu mingea în față. Și am plâns 2 zile. Nu, mi-a trecut de fotbal, nu mai vreau la fotbal, oricum nu mai îmi doream, eram și foarte mic, mic de vârstă, vreau să spun. Și pe urmă m-au dat la școala de muzică, m-au dat la tot felul de, mă rog, de sporturi din astea, basket și așa mai departe. M-am descurcat eu acolo destul de bine, dar până la urmă la școala de muzică am făcut pian, eram tot timpul ocupat, făceam canto, pian, vioară, teorie muzicală și aveam treabă tot timpul. Și intrând în așa, am ajuns prin clasa 5, a 6, a 7, mergând... Este un motiv pentru care copiii trebuie să aibă activități, pentru că dacă tot timpul, își fac alte preocupări care s-ar putea tot să timpul placă. Copiii trebuie să aibă de făcut câte ceva pentru puterile și vârsta lor. Am dat de niște copii tare, tare ocupați, apropo de faptul că vorbim de pasiuni și de not, am și vorbit la un moment dat. Am fost la doamna Carmen Sima, profesoară de not, la clasa dumneiei și am fost foarte plăcut impresionată când am întrebat de ce anume vă doriți să fiți când veți fi mari. Ia să vedeți ce răspunsuri am primit. Eram mică, în primul rând am vrut să fiu mare. Să fiu mare în toate cele. Apoi, până să merg la grădiniță, aș fi vrut să fiu Nadia Comăneci. Dar locul era ocupat de sora mea și atunci m-am rezumat la Teodora Ungureanu și nu mi-a ieșit niciun flip-flac, niciun stat în cap, în mâini. Apoi am mers la grădiniță și mi-am dorit să fiu educatoare. Să lucrez cu copiii. Mai târziu am vrut să fiu profesoară când am ajuns la școală. Învățătoare nu, pentru că nu mi-a plăcut doamna învățătoare, dar profesoară am vrut să fiu ca să am și o cerneală roșie între degete la sfârșitul semestrului. Și uite că am ajuns profesoară, dar s-a inventat între timp pixul cu gel. Ce altceva ai putea să faci dacă n-ai face not? Dacă n-aș face not, aș putea să fac orice alt sport, pentru că le-am făcut în facultate. Aș putea să fac masaj, pentru că am un atestat de masseur, am făcut un curs în timpul facultății și mi s-a dat un atestat. Am lucrat un pic în domeniu, dar mai frumos e sportul. Majoritatea copiilor au spus că vor să se facă în mari notători. Cam câți de cei care fac
acum în not ajung realmente notători? Cam cât se vor ține de treabă și cam câți vor putea merge mai departe, ținând cont că noi nu avem aici condițiile foarte bune pentru un antrenament așa cum trebuie, iar pentru asta încercăm să mergem și noi la concursuri pe la București, pe unde sunt bazine mai mari, ca să vadă ce înseamnă. Deci costă să fiu mare loc? Da, costă deocamdată, dar sperăm că în viitor vom avea și noi un bazin olimpic și atunci nu ne mai costă atât de mult. Cu ce ne ajută dacă facem în not, dacă copiii noștri fac în not? Păi ajută în primul rând la sănătate, la creștere, la dezvoltare psihică, eu știu, dezvoltare armonioasă în general, pe toate planurile. Este sportul complet și zic că îi ajută în orice. Cam cât timp face un copil în not? Un an, doi? Unii fac de 3, 4, 5 ani. Depinde cât îi țin buzunarele pe părinți, depinde cât îi apucă într-o clasă de not unde se fac 6 ore pe săptămână. Mulți dintre ei i-am selectat pentru CSM Dunărea și încercăm să facem în marțea și joia cât putem. I-ați văzut pe copii. Câțiva se pregătesc pentru concursul de sâmbătă de la București cu Poseidon, unde vom participa și noi cu 22 de copii. Și o ultimă întrebare. De la ce vârstă poate veni un copil la bazin? Aici la noi la bazin cam după la 4 ani. Bine, 5 ani, cam atunci învață să înoate. Eu am avut copilași de 3 ani. Depinde foarte mult de ei, dacă le place, dacă se pot rupe de părinți, că e o problemă cu părintele care îi stă tot timpul și îi suflă în ceafă, să nu-i fie frică, să vorbească, să ne putem înțelege. Nu e o limită de vârstă. În București vin și de la 8 luni, și de la 7 luni, și de la 1 an, dar sunt bazine specializate, cu apă mai puțin tratată decât asta sau tratată cu alte substanțe. Ce le transmiteți părinților care, totuși, asta va fi ultima întrebare, care intenționează, stau pe gânduri să-și dea copilul anul? Să vină cu cea mai mare încredere că nu o să le pară rău. Și pe timp de iarnă, și pe timp de primăvară, și vară, și toamnă, bazinul este deschis, funcționează. Suntem pregătiți să-i primim aici și să lucrăm, să aibă încredere în noi și să-i aducă, că or să aibă numai beneficii. Mă numesc Tufa Antoniu Mădălin și vreau să mă fac fotbalist și înotător. Eu mă numesc Albu Carla Ana Maria când voi fi mare vreau să mă numesc să fiu înotător. Bună, numele meu este Daria Nicoleta Mocanu și când cresc mare vreau să mă fac scafandru. Bună seara, mă numesc Tăvărache Ștefan și când voi fi mare vreau să mă fac înotător. Numele meu este Crăciun Andrei și când o să mă fac mare aș vrea să fiu psiholog. Eu mă numesc Tufa Antoniu Mădălin și vreau să mă fac mare înotător. Numele meu este Crăciun Andrei și când o să mă fac mare, o să mă fac psiholog. Numele meu este Matei Bogdan și vreau să mă fac mare notător. Bună ziua, eu sunt Mustățeanu Clara și vreau să fiu doctor veterinar. Mă numesc Serente Carla Maria și când vei fi mare vreau să mă fac notătoare. Eu mă numesc Burcescu Dan Ștefan și când o să fiu mare vreau să mă fac notător. Numele meu este Matei Bogdan și vreau să mă fac mare notător. Eu mă numesc Tufa Antoniu Mădălin și vreau să mă fac mare notător. Eu mă numesc Burcescu Dan Ștefan și când o să fiu mare vreau să mă fac notător. Sacheti Camelia și aș vrea ca în fiecare marți la ora 16 să fiți alături de mine la Panoramic. Deci nu vrei și tu notătoare? Nu, știu să not, am învățat târziu, deși tatăl meu notă foarte bine și s-a chinuit mult de tot cu mine să mă facă să not, n-a reușit. El a învățat printr-o metodă unică, s-a speriat de un cal, era pe marginea gârlei la Dunăre, cum era la vremea respectivă. Și acum se poate duce Giurgiuveanu pe marginea gârlei. Așa a venit un cal, l-a speriat, a trecut pe partea cealaltă și apoi s-a plimbat pe acolo și a plâns. Doar trece cineva să-l treacă și pe el înapoi, că e frică să nuate. Deci unde dai și unde crapă. S-a apucat apoi un pic de not și chiar a câștigat câteva diplome. N-a performat să ajungă la nivel național sau ceva de genul, dar chiar a avut niște rezultate drăguțe. Îmi povestești tu niște istorioare? Da, profil, l-am dat la not dintr-un eveniment nefericit. Am fost la niște prieteni, la un grătar, eram vreo 10 persoane și aveam un copil mic, de vreo 3 ani, care, având piscină în curte,
se învățase cu apa, sărea, ieșea afară, dădea din mâine, așa nota, se ținea, da. Al meu avea tot 3 ani și fugea unul după altul prin părculeț pe acolo. Și la un moment dat ei alergau și la piscină, la copilul gazdelor, sărea în apă. Și auzea, pf, pf. Și la un moment dat am auzit de două ori, pf, pf, una, deci două deodată, două sărituri. Și zic, nu cumva s-a auzit de două ori. Și atunci mi-am dat seama că filmul mi-a explicat după ce și-a revenit, că a înghițit la apă, s-a făcut roșu ca un urac. Și zic, bă, dar ce s-a întâmplat? Și nu m-a putut opri. Și din viteză ei se alergau și nu s-a mai dat seama. A doua zi la not, direct. Ei, acum în noată, acum în noată cu o mână. Pentru că a trebuit, ai văzut? Deci, da. un motiv... Foarte important să... Nu neapărat asta cu notul, dar în orice caz, la not, el face not de la 3 ani, acum are 7 ani jumate, deci... La el a fost unde dai și unde face plus, că a trebuit să învețe, da, să notă... L-am dus dintr-o... Da, tot vorbești foarte mult de fiul tău. Păi n-am decât unul, când o să am doi, o să-ți povestești de celălalt. O să de amândoi, nu, că nu asta vreau să spun. Nu te cred pe cuvânt. Deci trebuie să-l aduci într-o emisiune. Cu tobele. Cu tobele și cu formația. Este să-l vedem, timid, să ne convingem. Este foarte timid în public și de asta l-am și dus la grupul Andante. Eu nu l-am dus ca să ajungă vreun mare cântăreț sau vreun mare artist în viață. Eu l-am dus ca să socializeze și să-și dea seama că pe scenă, într-un grup, într-o gașcă, la o întâmplare din asta culturală, poate să își exprime forma lui de talent. Și din cauza asta l-am dus, să socializeze, de fapt. Și iată că l-a ajutat foarte tare. El, în general, așa în viața lui de toate zile, e foarte timid. Un tătic mândru, Tavi Colen, un artist complex, Tavi Colen. N-ai ajuns așa întâmplător, ai muncit, exact ce vorbeam mai devreme, dar la un moment dat ai trecut și prin proiectul Phoenix și nu vreau să scăpăm din vedere și acest aspect, latura ta. Încă muzicală. Mai lucrăm cu Phoenix. Da, începuturile aș vrea să le știu. Începuturile pe vremea când eram la Talisman și ei ne-au observat la un concert. Și și-au dorit foarte tare, Nicu Covaș mai ales, și-a dorit foarte tare să lucrăm cu ei la... Și dintr-o întâmplare, iar pură întâmplare din asta așa fericită, de data asta, am făcut 3 albume. Din întâmplare? Da, dintr-o întâmplare care sună foarte bine și în ziua de astăzi sunt foarte actuale și vocile noastre se pare că se potriveau perfect pe... orchestrația lor și cu vocile lor, pentru că este o formație la care toată lumea cântă din gură. Iar acum 2 ani chiar a fost invitatul de onoare al concertului aniversar Phoenix 50, la Timișoara. Da. Ce proiecte mai aveți pe ordinea de zi? Multe. Prioritar este proiectul nostru personal, Tavi Colen Band, care are o formulă unică, aș spune eu, iar genul de muzică este cu totul și cu totul inedit și ne mândrim tare mult cu faptul că în orice secundă intrăm pe scenă și cântăm. Îmi place un om când face ceva și spune, băi, sunt mândru, păi că fac să chestia, fiu? Bravo. Sunt mândră pentru că avem o echipă de oameni extraordinar de buni, extraordinar de serioși și nu avem niciun fel de teamă când urcăm pe scenă, scena aia noastră și cântăm live la orice oră din zi și din noapte și sub apă și peste apă și pe stânga și da. Pe dreapta. Melodie preferată pe care dorești să o cânti ca să te etalezi cu vocea sau, eu știu, te se reprezinte? Sunt foarte multe piese pe care le cânt. Sunt unele pe care le cânt pentru atmosferă, altele pe care le cânt pentru urechfine, cum s-ar spune. Toate piesele îmi sunt dragi, pentru că n-aș putea niciodată să cânt ceva ce nu-mi face plăcere. Și, în primul rând, fac treaba asta pentru mine, pentru că sunt de părere că nu partea financiară este cea mai importantă, ci și lucrurile pe care le faci pentru suflet, pentru că rolul nostru este acela de a dărui bucurie publicului, da? Și atunci eu, dacă nu sunt bucuroasă, eu nu pot să împărtășesc chestia asta. Eu numai bucuroasă te-am văzut. Da! Ei sunt ghioceii, că am vorbit de început și ne-am luat cu vorba. Scuză-mă, Ema, te rog, revenim. Ei sunt ghioceii, cu ei vreau să vă spun bun început colaborării dintre mine și cei de acasă, pentru că eu vă simt acolo undeva în spatele camerelor de luat vederi și vreau ca data viitoare să fiți un pic mai curajos, să ne sunați și să ne spuneți ce doreați să faceți când erați mici sau, eu știu, ce alte completări ați avea de adus discuției noastre. Se pare că asta înseamnă că dacă au apărut deja ghiocii, înseamnă că... De la mine că... din curte sunt. Da, super. Și la noi în curte sunt ghiocii, o grămadă. Ador ghiocii. Asta înseamnă că am avut o iarnă ușurică. Prin ianuarie au început să răsară. Deci nu s-au demonetizat, pentru că erau cu unul de astăzi, ziua ta și ți dau tu ghiocei, mă rog. Era o melodie destul de veche. Acum deja sunt ornamente.
Ca să-ți murmure ei, ți-au adus în dar ghiocei, ca să-ți murmure ei cât de mult te iubesc. Foarte frumos punctat momentul, mulțumim. Sunt convinsă că și cei de acasă or să își dorească să te audă cântând și pe tine și pe Emma. O să se întâmple și acest lucru la un moment dat, mai către finalul emisiunii, pentru că am zis să discutăm, așa, i-am invitat să vorbim. Poate că, nu știu, nu toată ziua, bună ziua, să știi că asta cu... vorbim despre tine, despre copil. Despre absolut orice. Mare plăcere ne face să mergem undeva, chiar și la, unde mergem invitați. Și îmi doresc foarte tare să nu ne punem să cântăm. Da? Păi să vă punem să dați mari. Nu. Da, oamenii nu înțeleg. Nu, la modul că... Oamenii nu înțeleg că cântatul ăsta se face într-un cadru special amenajat. E un act artistic, adică noi vrem să... Noi nu cântăm chitara în parc. Nu, ideea este că la orice așa restaurant în care intrăm în București, efectiv să luăm masa și există o trupă live care da. Cântă, instantaneu solistul vine la noi crezând că ne vrea face să o cântăm. Bucurie. Nu. Și tot timpul ești cu sarmaua în dinți și el vrea să cântați. Aveam oroare și atenție părinți care vreți și vă doriți foarte tare să acei copii ai noastre să ajungă artiști. Vă rog frumos, nu îi forțați să cânte la petrecere pe care dați voi acasă cu prietenii. Nu forțați copiii. De ce? Pentru că îi frustrează. Părinții mei, eu n-am putut să ies în public, deci când am ieșit prima dată la un concert la 15 ani, pe scenă, după ce am repetat un an de zile, știam piesele și noaptea, dacă mă trebuie, da, știam să cânt. N-am putut să cânt, am zis doar bună seara și am plecat acasă. Am uitat versurile. Pentru că părinții mei, tata în general, mă punea să cânt, hai ia-și tu chitară, avem și noi musafiri, cântă și tu două cânte. Frate, de asta cântatul, după părerea mea, ca și act artist, dacă vrei să-l duci până într-acolo, dacă vrei să-l lălăi pe la mese, pe la chefuri, pe la cârciu, poți să o faci, asta nu e deranjant. Dar în baie mai cânti? În baie, da, cânt și acum în baie. În baie e un loc, un cadru închis, din mijlocul casei, unde eu pot să cânt cât de tare pot. Mai e și ecou, deci... Oricum, vreau să spun că vecinii noștri de pe stradă sunt foarte mulțumiți. Și când știu toate gândicele noastre oricum. Pentru că, stai seama, noi avem sala de repetiții în interiorul casei și repetăm cel puțin de 3 ori pe săptămână. Cu chitară live, cu tobe, cu tot ce vrei. Și toată strada petrece, da? Și dacă e vreme frumoasă afară, ei sunt la poartă. Ascultă repetițiile. Deci în concerte și pe afară. Da. De talentul pe din afară. Apropo de afară, pe afară cântați, aveți proiecte anul acesta? Tot timpul. Anul ăsta trebuia să plecăm în Canada. Așteptăm încă o confirmare, dar nu vă spun mai mult. Trebuia să cântăm în Canada. Pentru că vorbeam de tema emisiunii, ce vă dorea să fiți când erați mici, ați ajuns să fiți, să profesați când sunteți om matur. Pe mulți dintre Giurgiu Venci, nu numai, i-a ajuns dorul de casă și dorul de ducă, sau invers. Sau nu de dor, de nevoie. Din câte știu eu și am mulți prieteni aici. Mulți lucrează prin afară. Orașul e practic închis. E un oraș, ca să spunem așa, realmente mort. Ca și în toată țara pe unde umblăm, să știi că... de exemplu, la un spectacol de nostru e 30 de lei un bilet, sau 40, sau 20, sau și așa mai departe. Și oamenii se plâng pentru că în orașul ăla s-a distrus tot ce mai producea câte ceva. Și să știi că este foarte greu. Și în Giurgiu vorbeam mai devreme cu cineva și mi-a arătat așa o mare. Stăteam aici la etaj și vedeam o mare de întreprinderi și de teren și de clădiri terminate. Nu produc nimic. Așa este. Tocmai asta vreau să punctez. Că nimeni nu cred că și-a dorit să fie culegător de căpșuni sau eu știu. Deși e o muncă cinstită, dar asta... fiind afară, e destul de greu, în diaspora se cântă, artiștii mei... Aia de afară, să știi că au înțeles un lucru, popoarele de afară, țările, guvernele și așa mai departe. Noi trebuie să producem ceva. Ce? Orice. Cămăși. Scobitori, biscuiți. Noi abia acum ne revenim după furtul care se întâmplă de 25 de ani în România și după cum să spun, demolarea țării, noi abia acum ne revenim și dăm seama că trebuie să facem cămăși ca
noi să avem cu ce să ne îmbrăcăm. Deci este o chestie banală, dar noi abia acum ne trezim din... din apropo de chestia asta cu imnul României, imnul României, care mie personal muzical, strict muzical, nu îmi place, nu-l agrez deloc, mai ales cuvintele. Cuvintele nu sunt de actualitate, ca și text, dar ca și, sunt de actualitate ca și întâmplare. Chestia aia cu deșteaptă-te române. Păi deșteptați-vă români. E de actualitate textul ăsta la ora asta. Muzical, nu sunt de acord cu imnul ăsta. Aș fi vrut un imn mai... E un imn într-o gamă minoră, e trist. Ar trebui un imn mai vesel. Fraților, la luptă! Să facem pe o sârbă ceva. Uite, poate compui tu o alternativă. Nu vreau să compun. Am mai compus imnuri pentru echipe, pentru Pandurii. A, apropo, am făcut imnuri pentru echipa Pandurii. Târgu Jiu. Da? Da, foarte frumos. Asta mi se pare o chestie așa, aproape obligatorie, având în vedere că... Nu e obligatorie, l-am făcut dintr-o întâmplare. Tot dintr-o întâmplare. Da, a venit cineva care l-a cântat în locul meu și a spus că nu le place cei de la Pandurii. Domnul, nu ne place, nu sună cum trebuie. Și l-am reorchestrat, l-am rearanjat, tot dar cu prieteni din Târgu Jiu. Dar echipă de fotbal de suflet? Pandurii. Da? Deci nu Steaua, nu Dinamo? Dacă joacă Steaua și Dinamo, țin cu Steaua. Am înțeles. Dacă se joacă Steaua cu Panduri? Cu Pandurii? Normal. Am și jucat acolo, am făcut sport, am făcut volei la Pandurii. Cum să țin cu alții? Da, apropo de cei de afară, ce vorbeam puțin mai devreme, da. Ne ducem și lucrăm pentru alte țări, pentru, eu știu, pe bani mai puțini decât ar fi fost... La mai mulți ca în țară. Mai mulți ca în țară, da. Și totuși, chiar și prin Giurgiu, sunt câteva personaje, câțiva oameni curajoși, care au venit și au investit cât de cât și prin Giurgiu. Chiar cunosc. Ce-i foarte cazuri. Bine. Unul dintre cazuri îl cunosc foarte bine, îl cunosc pe Costa și îl salut. Este grec, a venit la noi în Giurgiu, a deschis un restaurant și a creat o emulație. În fiecare weekend vine cu un mesaj artistic, cu o trupă, cu un... Păi ia să mergem și noi, să vedem. Discutați voi. Eu ce vreau să spun despre Costa. L-am întrebat și pe el ce voia să facă atunci când era mic, pentru că mi s-a părut așa, adică de ce noi plecăm afară, muncim, iată soarta noastră, iată și soarta unuia care trăiește în altă țară și vine și muncește la noi. Haideți să vedem ce ne-a spus Costa. Pentru cine se pregătește sau pentru cine se nimerește. În viață ne alegem meseriile așa cum ne dorim la început, ne urmăm calea, mai apoi și ne trezim că suntem ceea ce ne-am dorit sau altceva. Cum a fost la Constantinos, ne spune chiar el, cum a fost visul de mic, ce-ți doreai să devii? De mic, pentru că m-a plăcut foarte mult, în general, cultura și la școală a fost un profesor foarte interesat, că le plăcea spații și toate astea. A vrut să fiu un astronaut. Astronaut? Exact, da. Astronautul Greciei? Exact. Cum a ajuns micul astronaut, patron de restaurant la Giurgiu? Am ajuns pentru la mitologia la noi, la Grecia. În care bănuiesc, a studiat mulți oameni Ulise, fiecare om trebuie să ai, să caute itaca lui. Și noi, eu, personal cu fratele meu, am venit la România pentru ne apropie și religia, și structura, adică și toate oamenii, adică suntem aproape la fel. Și a venit la România, ca apropiat, țara de țară, să investim aici niște bani, să facem niște afaceri. De fapt, după terminarea facultății, a ieșit economist, în traducere liberă la noi, da? Un economist care a mers pe axa asta, financiară. Ți-ai fi dorit, te-ai fi văzut făcând altceva, o latură artistică, altceva decât financiar?
Nu. Îmi place să fac multe lucruri care sunt active, nu noi pasiv, adică cum e asta restaurant, cum am avut și fabrică de confecție, îmi place să fiu direct în legătură cu oamenii. Deci ai avut și fabrică de confecție. Și fabrică de confecție, da. Și cafenele la Giorgio, în urma mulți ani. Și acum suntem cu un restaurant specific grecesc, care speram ușor să avem cât mai mult oameni care să aprecieze asta lucru. De ce ai ales Costas Giurgiu? Nu ales prima Giurgiu, ales prima România, ales București, fiecare un om străin, oriunde ajungi la o țară străină, ajungi la o capitală, ne-a ajuns prima oară la capitală și pe urmă ne axam la Giurgiu, pentru Giurgiu era un, și este un punct interesant și important, pentru noi lucram numai pentru export și pe vremea pentru Sindem South Spain la România, v-am lucrat 24 din 24, 365 de zile. Și era foarte important pentru noi, ca punct, pentru că putem să facem export orice oră, orice zi, fără problemă. Fica ta ce-ți dorește să se facă când va fi mare? Să fii sănătosă și ce dorești ea. V-am trezit oarește nostalgii? V-a spus și între voi acasă întrebarea: tu ce-ți doreai să fii când erai mic? Întrebări de genul ăsta sunt primite cu foarte, din ce am văzut, cu foarte multă bucurie. Pentru că am mers pe stradă și am întrebat oamenii și imediat mi-au răspuns. După cum ați văzut, mulți dintre ei chiar s-au apucat să ne dea amănunte. Am întâlnit, am spus și la matinal lucrul ăsta, oameni care au zis: doamne, ce mi-ar plăcea să mi se adreseze și mie asta, întrebarea asta într-o emisiune. Și chiar povestea asta cineva, o persoană destul de cunoscută în Giurgiu, să vorbesc și eu despre alte teme decât celelalte. Uite, avem acum acest cadru de emisiune panoramic, marțea la ora 16. O să vă aștept cu teme interesante de fiecare dată. Stați că nu încheiem, mai avem 5 minute. Voiam să punctez pe tema unde dai și unde crapă. Nici măcar nu mă gândeam la momentul respectiv că va veni Tavi. Am început de mult timp filmările. Dacă știam, aș fi întrebat: dom'le, știți vreo piesă de-a lui Tavi și de-a formației bandului său? Că Preci spunea numai una... Singur, atât de singur, deci asta a fost a fost prima, nu? Da, prima piesă care l-am lansat. Așa? Și cred că deja făceam un alt fel de material. Dar ați venit cu o piesă nouă, este Ești tot. Ești tot ce am. E o piesă pe care eu am compus-o pentru albumul O viață nouă. După ce am plecat de la Talisman, am făcut un album foarte frumos, care se chema așa, O viață, cifra 9, conținea 9 piețe și a fost lansat de 9 octombrie, ziua mea. Ce număr ai la poartă? De ce? Nu are legătură cu... Nu. Am descoperit că există o conotație anume numărul pe care l-ai la poartă și la adresa la care locuiești influențează viața. Bine, e o problemă, putem să spunem 64. Cifră plină, dar nu trebuie să locuiești singur pentru că... schimbi orientare. Dar este cea mai cifră. Cifra 8 este periculoasă, că vezi, doamne, accidente, nu știu ce. Cifra 9 e cifra mea, nu știu. Deci am avut o cifră, o viață nouă, cu 9 piese, lansat de 9 octombrie. Și întâmplarea face ca un an mai târziu să facem o altă variantă la piesa asta și să lansăm pe 9 octombrie. Da, la întâmplare, deci absolut de ziua mea am lansat-o la Măruță. S-a făcut lansarea pe 9 octombrie 2014, da, la o la Măruță. Dar ce, n-ai voie să spui? Ok, nu, dacă să faceți ceva, un spectacol. Nu, acum urmează, nu, vorbeam așa, cronologic, cum s-a întâmplat. Nu, că nu e concurența noastră directă, până la urmă, și nu avem nici vreun contract. Da, dacă România ar învăța să spună lucrurilor pe nume, ar fi mult mai simplu de trăit, mult mai ușor.
Fără concurențe, fără astea. Noi am spus asta pentru că el fiind din Târgu Jiu, sunt prieteni foarte buni și ne este cel mai apropiat. Eu n-am nicio problemă în a spune că Maxton nu mi-a asigurat vestimentația mea de astăzi. Mulțumesc foarte, foarte mult, Maxton. Iată! Frumos! Frumos, avem... Mulțumim frumos, Vali! Vali a creat și acest carton. Da, bine, acum este vorba de reclama din emisiunea noastră, dar chiar și așa, au început să mai picure lucruri pe aici pe acolo. Oamenii au înțeles că nu trebuie să fii așa înverșunat pe celălalt, că poți să-i mai pronunci numele din când în când, că și el îți mai pronunță numele din când în când, fiecare își mai face... Și până la urmă sunteți colegi. Da, bine, da, deci dacă vorbim pe tema de... Nu vreau să fiu ceva de genul portar la fotbal, portar la fabrica de zahăr. Adică tot meseria aia e, nu? Ce vorbeam mai devreme? Portar și mai găsisem ceva noi când era materialul. Astronaut. Astronaut. Dar, mă rog, sunt psiholog, îndătător și așa mai departe. Sunt concurențe. Da. Ești tot ce am. Melodia pe care o să ne interpretați astăzi, dar până acolo, cred că asta este o melodie de suflet care se raportează la o persoană dragă. Știu că ți este... La ideea, piesa am făcut-o eu. Hai să spune lucrurilor pe nume. Învață și tu să spui lucrurilor. Piesa îmi place de Emma, părerea mea. Piesa îmi cred că vrea să-mi ceară prietenia. Sunteți prieteni pe Facebook? Nici pe Facebook nu suntem prieteni. Nu suntem prieteni pe Facebook și nu vom fi. Interesant. Pentru că știu că ți este drag Mario, fiul tău, și aveți așa un plan comun, să vă fie drag comun și ceva în plus. Cumva mi-a șupt o păsărică, vreți să faceți un copil, zici, nu? Da. Păi eu aș vrea foarte tare. Ți-ai dat în cafea recent, Emma? Nu. La prăjitoare ai mers? Nu. La noi e la modă pe aici, să știi. Da, 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 da. Păi atunci... Păi lucrăm intens, hai să terminăm emisiunea, hai să patru minute. Drepte că nu-mi doresc să vă apucați acum să ne demonstrați că vă doriți într-adevăr chiar de tare. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Cu mare drag. Data viitoare să vină data viitoare poți să vii dacă o să cântăm la Costa acolo sau cum se cheamă restaurantul, că n-am reținut. Veniți întâi la emisiune, aia e partea a doua, vedeți voi ce faceți. Poți să nu, poți să vii să iei niște... imagini. Da, vedem noi cum facem. Păi să ne punem bine pe lângă ea, să ne filmeze și la concert. E bucătăria emisiunii. Clar. Important e că eu te cred pe cuvânt tot ceea ce mi-ai spus despre Mario, dar îmi doresc foarte mult să văd, să mă conving. Deci data viitoare... Să-l cunoști, da. Da, data viitoare musai. Foarte mulți prieteni mă blamează. Bă, dar toată ziua tot îl lauzi pe fit, vorbim numai de fit, ne povestești. Și când îl văd în realitate... Și aduc aminte că îmi ziceau chestia asta, mi-a zis, băi, am zis eu că tu te lauzi, dar chiar ai cu ce să te lauzi, frate. Adică eu uit că mă lăuda, că mi-au zis că m-au apostrofat. Și când îl văd în realitate ce face și cum se comportă, foarte mult, băi, eu m-am luat de tine aiurea, dar tu chiar aveai dreptate. Ei, ai văzut? Cum am lăudat-o eu pe Emma. Pe Emma, mai devreme puțin. Dacă e mândră de ceea ce face, este foarte bine. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Cu mare plăcere. Să fiți mândri de voi pentru că aveți poftiți, de ce. Doamnă. Eu, în momentul acesta, nu mi rămâne decât să vă invit la o nouă emisiune marțea viitoare, la ora 16, la Panoramic, la TV Giurgiu. Vreau să fiți puțin mai optimiști și mai încrezători că putem să adresăm întrebări invitaților noștri pentru că ne vor răspunde. Încă o dată mulțumesc Maxton pentru vestimentația mea de astăzi, mulțumesc vouă celor care ne-ați urmărit până la această oră. În acest moment deja sunt gata să ne cânte invitații noștri, Ești tot ce am se numește piesa. Vă doresc în continuare vizionare plăcută pe Giurgiu TV și vă aștept marți la Panoramic. Panoramic? Vreau să râd în sfârșit. E prea mult ce-a fost greu și s-a dus. Prea mă bat
și atunci o să strig. Vreau să știi că tu ești tot ce am. Poate că nu știu eu prea bine să o spun, dar tu ești tot ce știu cum s-o dau, cum s-o trec și atunci tac ce să fac. Vreau să știi că nu-i zi în care aștept să te văd. Mă optic dacă nu ești aici. Și dacă toată lumea stă cu părerea, nu am chef să ascult și atunci o să trec. Don't you?